Chiar în centrul Amsterdamului se ridică impunătoare clădirea universității. Este locul unde, pe lângă alte materii, studenții descoperă frumusețea limbii și literaturii române. Profesorul Dorin Berie a emigrat din România în urmă cu 3 decenii, dar destinul său a fost legat tot de cultura română. De ce tocmai la Catedra de Limbă Română a Universității din Amsterdam? Nu știu să vă dau un răspuns așa exact, dar am ce-am cu România. Îmi place foarte mult să mă duc acolo, mă simt acasă acolo și vreau să fac ceva cu România. De aceea ați ales să fiți studentă la limba română. Cum este? Este destul de greu. N-am așteptat să fie așa. Istoria este foarte complicată. N-am știut nimic despre istoria. Cu limba română e puțin mai ușor, dar nu prea știu gramatică și... Totuși vorbiți foarte bine. De unde știți limba română? Tatăl meu e român și am fost de foarte multe ori în România. Și așa am învățat ce știu până acum românește. Ce vreți să faceți când terminați studiile cu limba română și cu istoria României, cultura română? Nu știu exact, dar vreau să îmi găsesc un serviciu unde pot să fiu și în Olanda și în România. Și nu știu ce vreau să fac. Ceva cu cultură, asta da. Obiceiul tradițional, așa ceva. Încă nu m-am hotărât. Aveți mai mulți colegi care învață limba română, unii sunt mai avansați, alții începători. Cum văd ei, prin perspectiva dumneavoastră, care sunteți mult mai familiarizată tot acest studiu? Pentru ei puțin mai greu, pentru că n-au nicio bază, nu prea înțeleg. Pentru mine e mai ușor că cunosc și oameni din România, cunosc cultura, le înțeleg puțin mai bine decât colegii mei. De ce ați ales să studiați în limba română? Așa, am fost la România 6 luni și am lucrat ca un voluntar la un asociația mai departe de București, în Pantelimon. Și... V-a plăcut? Da, interesant România și cultura și acum vreau spune mai bune... Să vorbiți mai bine în limba română? Exact. Da. Și cum sunt cursurile? Sunt grele? Nu, sunt grele, dar gramatica este foarte dificil și... Așa, așa. Aveți un poet preferat sau un scriitor român preferat? Da. Am scriu un referat despre arăm în Macedonia și... Da, e foarte interesant. Și vă veți mai întoarce în România? Da, merg la România în ianuarie. La 15 până la 30 ianuarie. Pentru facem o călătorie cu o prietena mea și da, mergem la Sinaia, Brașov, Sighișoara și da, vacanța. Și când o să terminați cei 4 sau 5 ani de studii, ce o să faceți? Vă doriți o profesie tot legată de limba română, de cultura română? Nu, vreau fac ceva practic sau probabil în România, dar nu știu exact. Acum sunt foarte interesat sau în România și nu știu exact. Nu. Dar vreau spun limba mai bine. Acum. Și după, nu știu, am studiat jurnalistic. Da, am studiat jurnalistică în Tilburg o an și probabil după studia aceasta fac o master jurnalistică. De ce ați ales să studiați limba și cultura română? Pentru că mi-e
interesează mult limba românească. Da. Știați înainte de a ajunge la aceste cursuri ceva despre România, despre limba română? Da, am învățat românești din carte, la casa mea. Da. În România ați fost? Da, am fost la București one week ago. Și știați, v-ați descurcat în magazine sau pe stradă? Opera, de trei ori la opera și am fost la muzeul Satului și muzeul Istoria și m-a plăcut foarte mult, da. Dacă în urmă cu câțiva ani doar studenții olandezi preocupați de filologie sau istorie studiau limba română, lucrurile stau altfel acum. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană și statutul limbii române s-a schimbat. Tot mai mulți tineri sunt interesați de descoperirea culturii românești.